istorice. Dacă vom continua să alocăm resurse pentru a întări capacitatea de dezvoltare a investigațiilor financiare, vom face ceea ce Giovanni Falcone a asasinat acum 24 de ani, pe 23 mai, în Sicilia, spunea, luați-le banii. Giovanni Falcone, considerat unul dintre eroii moderni ai omenirii de una dintre gazetele britanice la un moment dat. O lună mai târziu a fost asasinat și Paolo Borsellino. Principiul de acțiune antimafia a fost luați-le banii. Ne ocupăm de crimă organizată, suntem o replică a conceptului de antimafia. Dacă nu ne străduim să le luăm banii, să nu îi deposedăm de produsul infracțiunii, iar dacă dovedim că acesta a fost obținut de echivalentul valoric, ceea ce înseamnă inclusiv confiscarea bunurilor dobândite în mod ilicit, dacă ele reprezintă echivalent valoric al produsului infracțional, deci dacă vom reuși să trecem în această fază, justiția penală se va bucura de un alt fel de succes. În paranteză fie spus, DIICOT a reușit să sechestreze anul trecut circa 120 de milioane de euro. Crimă organizată se întâmplă și se înfăptuiește pentru a se obține